Speranța de viață a omului se preconizează că va crește până la 120 de ani peste câteva decenii datorită noilor tehnologii precum inteligența artificială și a cunoștințelor dobândite pe parcursul pandemiei de COVID-19. Prognosticul nostru este o durată de viață între 100 și 120 de ani, în aproximativ 50 de ani, cel puțin în țările dezvoltate, a declarat Ignat Kulkov, cercetător la o universitate din Suedia. Spuneți dacă dumneavoastră v-ați bucura să beneficiați de aceste oportunități, dacă am avea șansa să trăim mai mult datorită tehnologiilor. Eu știu ce să zic. Dacă ar fi să fie așa, bineînțeles că oricine ar vrea să trăiască cât mai mult, dar să trăiască calitativ. Deci calitate în loc de cantitate. Da, calitate în loc de cantitate. Deci m-aș bucura să trăiesc încă 20 de ani și să mă țin pe picioare și să nu aibă nimeni grija mea decât să trăiesc 100 și să împovăresc pe alții. De asemenea, se estimează că persoanele vârstnice vor fi la fel de sănătoase ca cele de circa 40 de ani, în mare parte datorită progreselor tehnologice rapide, a explicat Ignat, făcând referire la concluziile unui studiu efectuat alături de colegii săi de la universități din Finlanda, Franța și Regatul Unit. Se spune că oamenii vor putea trăi mai mult datorită noilor tehnologii avansate. Să-mi spuneți dacă dumneavoastră v-ați bucura să beneficiați de aceste tehnologii? Categoric, cred că sunt încă la vârsta la care mă pot adapta la nou, așa zic eu. Sper, așa sper. Mi-e adevărat că de la o anumită vârstă te adaptezi mai greu la nou, dar eu cred că sunt încă în perioada când mă pot adapta mai ușor. Deci v-ați bucura să beneficiați de aceste tehnologii avansate? Absolut, da. Da. Din ce în ce mai mulți oameni vor purta dispozitive portabile pentru a-și monitoriza starea de sănătate. Aceste dispozitive vor fi conectate cu medici și spitale. Astfel de dispozitive vor permite medicilor să facă recomandări referitoare la modificările ale stilului de viață, într-un stadiu incipient, acest lucru având drept efect o stare de sănătate mai bună și o durată de viață mai lungă. Și totuși v-ar plăcea să reușiți să trăiți mai mult datorită noilor tehnologii? Mi-ar plăcea. Da, măcărurile astea, cum să spun eu, nu naturale, dărâmă organismul. Progresele din alte domenii vor contribui de asemenea la o viață mai lungă, au concluzionat oamenii de știință. Se spune că oamenii vor putea trăi mai mult datorită noilor tehnologii avansate. Să-mi spuneți ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Cam așa ar fi treaba. Cam așa ar fi treaba. Dumneavoastră v-ați bucura să beneficiați de aceste tehnologii, să puteți trăi mai mult? Da, m-aș bucura. Medicina personalizată cu medicamente adaptate individual se preconizează de asemenea că va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate.